Bună ziua tuturor! Stimați colegi, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Chișinău din data de 31 ianuarie 2024. Avem și coleg online. Vă rog să ne confirmați dacă ne auziți și ne vedeți. Domnul Mladin, ne auziți? Da. Înainte de a trece pe ordinea de zi, inițiatorul a anunțat că propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului 7, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație din aparatul de specialitate al primarului orașului Chișinău-Criș. Doamna secretar. Da, se propune, inițiatorul propune, înainte de aprobarea ordinii de zi, retragerea punctului 7, întrucât reglementarea pe baza căreia se poate fundamenta acest proiect de hotărâre este un articol din codul administrativ, respectiv articol 417, dar intervenind o reglementare specială HG39 din 2024, care reglementează doar pentru comune acordarea decontării pentru naveta personal din administrație, apreciem că se impune retragerea acestui punct de ordine de zi până la momentul la care legislația va fi unitară și vom putea clarifica motivarea și reglementarea adoptării unei hotărâri. Vă mulțumim. Cine este pentru? Ați propus și... Bun. Și atunci ulterior și introducerea unui punct suplimentar. Punctul suplimentar. Supun la vot. Cine este pentru introducerea punctului suplimentar pe ordinea de zi? Dacă ați propus fiecare modificare la vot, atunci și proiectul ordinii de zi cu modificările aduse. Ca să fie clar. Da. Supun la vot proiectul ordinei de zi cu modificările propuse. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 29 decembrie 2023 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 22 ianuarie 2024. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin programe de investiții la nivel național, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Florin Vladu Schereș. Știți că în fiecare an, pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a Consiliului Local, este de fiecare dată aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL. Întrucât aceste contracte de închiriere au o reglementare specială, legea 152/98. Aveți în atașat proiectului de hotărâre anexele cu nivelurile chiriilor pentru fiecare apartament din cele două blocuri. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL situată în Chișinău-Criș, strada Gării, numărul 44B, înscrisă în CF numărul 300290, C1-14, Chișinău-Criș, număr cadastral 300290, C1-14, apartament numărul 14, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Florin Flaviu Schereș. Solicitantul cumpărării locuinței ANL, deci toate cum este trebuie să vedeți pentru cumpărarea acestui locuințe, inclusiv pacea specială de chirie neîntreruptă pe durata unui an, motiv pentru care a și formulat cererea de cumpărare a modulului, efectuându-se calculul pentru prețul vânzării și derularea procedurii pentru încheierea în forma autentică a contractului de vânzare cumpărare. Mulțumim. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii la nivelul anului 2023 a prețurilor, tarifelor și taxelor de piață percepute în anul 2024.
inițiator, primarul orașului Chișinău, domnul Florin Flavius Cherem. Numai o nelămurire. Articolul 2 în proiectul de hotărâre se aprobă scutirea de la partea taxei de piață pentru producătorii agricoli pe baza atestatului de producător. Aici nu mai se stipulează că numai localnicii sau toată lumea. În urmă cu vreo 2 ani, cred că am eliminat acea prevedere printr-un amendament pentru toată lumea. Adică pentru toți producătorii locali care dețin un atestat de producător valabil în incinta pieței agroalimentare. Deci, în principiu, domnul șef de la piață nu mai taie chitanțe la cei care îs din altă zonă și au acest atestat de producător. Exact. Și, bineînțeles, certificatul de producător. Da. Da, mulțumesc atât. Ideea a venit în urma discuțiilor, cred că, oricum, dumneavoastră ați propus, în urmă cu ceva vreme, pentru a stimula toți micii producători locali, nu doar cei din Chișinău, Crișină, da? Pentru că piața noastră atrage producători din toată zona și trebuie să-i susținem pe toți. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, aparatul de specialitate al primarului orașului Chișinău Criș. Inițiator, primarul orașului Chișinău Criș, domnul Florin Flavius Cherem. Este prerogativ la Consiliul Local de a aproba prin hotărâre nivelurile salariale pentru familia ocupațională administrație. Noi, executiv, am formulat propunerile pentru dimensionarea acestor salarii, ținând cont de toate criteriile care stau la baza adoptării și dimensionării salariilor. Am ținut cont de prevederile Ordonanței de Urgență 115/2023. Am ținut cont și de faptul că nivelul salariului minim pe economie a ajuns la 3300, dar pentru noi este plafonat la 2550. Și regăsiți atașat în anexe pentru personal, pentru funcționari publici și personal contractual, nivelurile salariale și coeficienții care se aplică. Sunt salariile brute, indemnizații salarii brute. Da, domnul Guleș, vă ascultăm. Sunt 4 posturi vacante. Ce se întâmplă cu posturile vacante? Sunt blocate pentru 2024. Bun. Consumierul la rubrica 16. La ce birou sau serviciu? 17. La 17. Da? Da. Cred că sunt cei de la asistență socială. Nu-mi dau seama în clipa asta. Dacă mă uit în statul de funcție, după numărul din statul de funcție, vă pot spune mult concret. Da? 42. Consilierul. Ultimul, nu? Da. La fel. Bun. După poliția locală, cred că sunt cei de la Serviciul de Evidență a Persoanelor. Dacă ne raportăm la anexa 1 cu funcțiile publice. Da, doi șoferi. Am văzut că sunt doi șoferi. Sunt? Da. Încadrați doi sau unu? Păi avem șoferul Tenicrobus, cel care este o reglementare specială, și mai avem încă un șofer care era o funcție transformată prin anul 2020. Da, sunt. Bun. Și mai sunt administratori, 23, 28, la ce serviciu sunt? Serviciu și administrare publică, administrator 1A de la poziția 23 și administrator piață, două categorii de administratori avem. Organigrama în 2023 nu trebuia trecută prin Consiliu? Doar când sunt modificări. Mulțumesc. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul împotriva abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea de... Asta punctul 7 l-am scos. Da. La 8.
proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul serviciului poliția locală Chișinău Criș. Inițiator primarul orașului Chișinău Criș, domnul Florin Flavius Chereș. Norma de hrană a mai fost stabilită printr-o procedură la nivelul Consiliului Local în curs anului 2015, printr-o hotărâre 19 din ianuarie 2015 și era în cuantum stabilit prin normele juridice incidente la momentul respectiv. În luna iunie anului trecut s-au modificat cuantumurile pentru normele de hrană la nivelul Poliției Locale, mă rog, nu doar la nivelul Poliției Locale, dar aplicabile și Poliției Locale. Pentru anul 2023, bugetul orașului pe partea de cheltuială salarii era deja dimensionat. Deci dacă aprobam la momentul respectiv, era cu o depășire a plafonului pentru salarii. De aceea, această hotărâre, acest proiect de hotărâre vine în acest an pentru a putea dimensiona și bugetul. În situația în care apreciați oportun și legal să se adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației orașului Chișinău Criș pentru anul 2024 la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, județul Arad. Inițiator primarul orașului Chișinău Criș, domnul Florin Flavius Chereș. Nivelul cotizației pentru anul 2024 este 23.970, raportat la un număr pentru tot anul, da. Raportat la un număr al populației de 7.990 locuitori, pe care cei de la ADI Deșeuri l-au obținut de la statistică. Din fundamentare am văzut că se raportează la 3 lei pe locuitor. Bun, mulțumim. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Domnul Mladin? Pentru, pentru. Mulțumim. Solie. Acum, vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară sau exterioară a locuințelor, la depozitele de deșeuri nepericuloase în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în județul Arad. Operarea depozitului de deșeuri nepericuloase Arad, componenta eliminare prin depozitarea deșeurilor municipale reziduale, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară sau exterioară, a locuințelor și al deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurilor voluminoase, deșeuri textile și deșeuri provenite de la evenimente de la depozitul de deșeuri nepericuloase din area delegării, inițiator primarul orașului Chișinău Criș, domnul Florin Flavius Chereș. Mă îndoiesc că aș mai putea adăuga ceva. Da. Este un contract încheiat cu FCC Environment și este prin procedură de negociere fără publicare a anunț de participare. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din rata teritorială a orașului Chișinău Criș pentru anul 2023-2024, inițiator primarul orașului Chișinău Criș, domnul Florin Flavius Chereș. Am primit aviz favorabil din partea Inspectoratului Școlar Județean pentru proiectul rețelei școlare a orașului Chișinău Criș, an școlar 2024-2025. Motiv pentru care se și supune aprobării dumneavoastră. Vă spunea domnul primar în ședința de luni că este posibil ca pe parcursul anului și ulterior acestei aprobări să se modifice rețeaua școlară a orașului Chișinău Criș în sensul de a constitui o nouă clasă. Da.
La Nădab, e vorba de școala la Nădab, clasele 1-4, în condițiile în care sunt mai mulți copii la pregătitoare, decât preconizat inițial. Și pentru asta se va solicita o aprobare suplimentară. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor de organizare și desfășurare a adunărilor publice, precum și locurile unde acestea sunt interzise pe raze a UAP și Neucriș. Inițiator, primarul orașului Neucriș, domnul Florin Flavius Chelen. Este obligația administrației locale de a stabili aceste locuri în care se pot desfășura adunări publice, precum și locurile în care sunt interzise la nivelul unității administrative teritoriale. Și le aveți enumerate la articolul 1 pe cele care, în care se pot organiza, respectiv piața Avram Iancu din Chișinău-Criș, piața Obor de pe Dragoș Vodă, stadionul Aurel Ardelean, stadionul din Nădab și parcul de pe strada Înflăținii. Deci, avizele sau acele aprobări care se cer înainte de cu 3 zile înainte de organizarea unei adunări publice vor fi solicitate doar pentru aceste locații. Cele în care sunt interzise, clar, școli, instituții publice și altele enumerate la articolul 2. Vă mulțumim. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine? Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții de la bugetul local pentru a asigura masa elevilor din unitățile de învățământ pe raza orașului Chișinău-Criș pentru nivelul de învățământ liceal și asigurarea finanțării prin bugetul local al orașului Chișinău-Criș a programului de acordare a unui suport alimentar, costând într-o masă caldă pe zi gratuită pentru elevii din clasele preșcolar, clasa a 8-a, din unitățile de învățământ de pe raza orașului Chișinău-Criș pentru anul școlar 2023-2024-2025. Domnul președinte, față de acest proiect de hotărâre, inițiatorul, domnul primarul orașului Chișinău-Criș, formulează un amendament care va consta în modificarea atât în titlul proiectului de hotărâre, cât și în corpul hotărârii, a acordării acestor sume prin alocare din bugetul local al orașului Chișinău-Criș și pentru nivelul antepreșcolar, deci pentru grădinițe. Până în prezent, aveam alocarea de 50% din costul mesei pentru elevi, atât pentru antepreșcolar, cât și pentru nivelul liceal. Propunerea este aceea de a acorda 100%, deci în integralitate, costul mesei și pentru nivelul antepreșcolar, pentru grădinițele cu program prelungit, unde se dă masă. Vă mulțumim. Deci unde primeți masă în cadrul grădiniței? În cadrul grădiniței. Bun. Servirea mesei... Nu, prin acest proiect și la buget. Sumele se alocă prin bugetul local, deci se vor regăsi și în proiectul bugetului pe anul 2024, dar trebuie să existe o reglementare anterioară. Articolul 2, 50%. Da. 50%, 7 lei, 10 lei, cât e? Cât e meniul? Deci meniul la Criș, Sădab și Pădureni. Nu, doar la... La Chișinău, Criș și Pădureni. Și la Pădureni, unde avem program prelungit. Nădabul are doar program normal, din câte știu eu. Ei da, am propus acum 2 ani de zile și nu s-a făcut. S-ar putea face, ar trebui luat în calcul măcar o sală de servire a mesei, dacă se dorește continuarea programului masă caldă. Bun, cât costă meniul ăsta de reducere 50%? Din cât? Din cât? Că nu știu. Din cât? Din atât cât costă la liceul tehnologic și la liceul teoretic. La liceul teoretic știți cât costă un meniu? Cât? 14 lei. Și 12? Cine a stabilit 12 lei? Din coace unde? Nu, mi-e Filiciu. Din 12 lei. Consiliul de administrație ale școlilor. Deci... Nu, administratorul a venit cu propunere în Consiliul de administrație. Și se pare enorm. Deci, dacă n-am și utilități de 2 lei de la cantină și de la catering, aia 3 lei să nu fie 15 lei, și 15 lei, nimeni nu-l stabili, nu pot să nu-l stabili, o stabilit altcineva. Dar spuneam că în proiectul ăsta nu avem discuții pe catering. Scrie, 100% tot acolo, cum tot ai. Și vă spuneam mai devreme
că prin hotărârea asta reglementăm sumele care se alocă din bugetul orașului Chișinău, da, către bugetul unităților de învățământ. Avem o alocare diferită, adică în bugetul local veți vedea la capitolul învățământ sumele despre care vorbim noi acum și la, și la capitolul mese servite, sumele pe care le folosim pentru achiziția publică a mesei calde prin servicii catering. Pentru asta reglementăm distinct, pentru că avem capitole bugetare diferite. O parte a sumei se alocă pentru mese servite în bugetul local și achiziția se va face de către orașul Chișinău-Criș pentru masa servită prin acele servicii de catering, iar cealaltă parte care merge către școli, către liceul tehnologic în speță pentru cei 50% subvenție, către liceul teoretic pentru cantină, sunt sumele care merg la școli, din bugetul local, din bugetul consolidat al orașului, către sursa bugetară E, unde sunt școlile. Dacă s-ar face o economie, aia 2 lei pentru utilități și 3 lei de la catering, ar fi 1300 pe zi. Dar 1300 împărțit la 0, la 7 lei cât plătesc preșcolarii, ar fi pentru 185 de copii. N-ar trebui să venim cu alți bani în plus. Numai să se vrea. Și la grădinița din Pătureni sunt 30 de copii mănâncă, 5 nu vor să mănânce și există o clasă, 20, care au o situație proastă și nu mănâncă. Deci, la grădinița la Pătureni sunt 33 de copii. 185 minus 33, mai rămâne 132. Nu cred că la grădinița din Criș există mai mulți copii de 132. 41 de copii sunt la Pădurei. În decembrie, Pădurei și trei. Am actele toate. Da, minus 5. Minus 5. Înseamnă că educatoarea nu știe. Am tabelul cu educatoarea. Sunt de acord să se plătească și la grădinița. Am pus și-a pus 2 ani, dar nu s-a putut. Acum se poate, dar să facem o economie și aici. De ce trebuie 2 lei utilități la cantină? De 200 de... porți ori 2, e 400 de lei. Ce utilități? Bucătarul, da, pe zi. Bucătarul nu se plătește, că nu plătește. La ce vă referiți? De unde? Păi, am înțeles că 10 lei meniu plus 2 lei utilitățile. În fundamentarea costului pentru masa servită la cantină, intră toate elementele și toată cheltuiala pentru servirea mesei. Nu, nu eu am zis. Am zis administratorul că e 10 lei plus 2 lei utilitățile. Dar s-a votat în Consiliul de Administrație. 10 lei costurile plus 2 lei la fiecare porție, 2 lei la fiecare porție utilități. Bun, dar Consiliul Local alocă banii. Și Consiliul Local trebuie să știe că 12-13 lei. 10 plus 2 lei. Sau, de exemplu, 15 lei. Nu mă dă bani. Prin hotărârea Consiliului Local am stabilit și nivelul maxim la care se poate da masa caldă. Știți foarte bine că avem hotărârea 157 din septembrie. Și am discutat nivelul acesta la momentul potrivit. În clipa asta, prin proiectul de hotărâre pe care le aveți spre aprobare, nu stabilim niveluri ale prețului mesei, ci stabilim modalitatea prin care facem alocarea financiară din bugetul local, așa cum v-am explicat mai devreme, către bugetele unităților de învățământ și cei pe care îi folosim pentru achiziția serviciilor. Vezi că sunt închis. La punctul 2, subvenții 50%. Dar să știm de cât 50%. Scuze. Da, da. Deci, nu să încercăm să vorbim pe rând, că probabil de-aia nu se înțelege că... Nu, nu se aude oricum. Da. Spune, domnul. Da, domnul președinte, fiind administrator dumneavoastră la liceu teoretic, ce înseamnă 50% într-o lună subvenție în lei? Deci cât plătești, cât primește liceul 50% într-o lună subvenție? 1000, 2000, 5000. Nu știu eu asta, nu. Nu știi, pe nicio lună chiar nu știi. Acum, în funcție total. De numărul de... Într-o lună, da, total. Mănâncă. Eu fac o situație, o transmit... Bun, ai spus că mănâncă între 20-25 pe lună. Acolo, probabil, în jumătate, jos cu 14 lei, nu-i subvenție. Am fi vrut să știi și noi câți elevi. Da. Îți mănâncă 3 cu 5 lei. Dar m-ai întrebat, ați făcut o solicitare și anul trecut. Dar te nu ni se spune, nu ni se dă răspuns. Că nu. Acum nu pot eu să... Păi, e mare lucru să spui că într-o lună... 40 de porții, zicea, că se face. Cât? 197? Nu, alea 197 este total copii, din care 171
Deci cu 100%, că 20 și ceva au renunțat. Deci 171 în momentul de față se subvenționa 100%, din care mai sunt și cu 50%. Domnul administratorul știe să ne spună cât sunt. Sunt 5, 10 pe zi, nu-i mare lucru. Dar e funcție de lună. În funcție de lună, într-o lună spune cât e, 1500, 2000 de lei, cât dăm noi de la bugetul local, e mare lucru. Cum să mă informez? Dacă aveți nevoie de situațiile concrete cu plățile către unitățile de învățământ, în contabilitate le avem pentru fiecare lună în parte. Exact. Da, era bun și raportul de specialitate a doamnei contabile în proiectul de hotărâre. Poate mai și ea. Acum, cu totul altceva dorește să propus, nici de cum. Eu sunt de acord cu credință, dar se poate reduce de aici cheltuielile. Nu să mai dăm și pentru grădiniță în plus. Deci 1300 minim pe zi. 1300 împărțit la 7 dă 185 de copii. Nu cred că sunt în Crișină, da? Mai mulți de 185 de copii la grădiniță care mănâncă. Și la aia 20 de pădureani nu le dăm mâncare. Că nu-și permit. Nu înțeleg ce... Sunt o clasă de 20 de copii care nu mănâncă mâncare. Mâncarea asta a fost subvenționată cu 50%. Pentru că nu au posibilitate. Asta nu-și permis să plătească. Da. Dacă aprobați acest amendament, nu vor mai trebui să plătească nimic. Da. Și vor mânca și cei 20, dacă trebuie situația asta reală. N-am verificat. De ce să nu reducem cheltuielile de la școală? Și de la catering? La catering câți mai avem? Am întrebat și în comisie. 450. Dar ce s-au spus? Sigur 450. Nu pot să ducă de la internat de la Mihai Veliciu, pentru că hrana antepreșcolarilor este diferită de acelor de la clasa 0 până la clasa 8. Da, au dat la grădinița din Pătureni aripi picante și sarmale. Dacă situația... Am mai auzit vehiculându-se ideea asta, dacă situația asta e reală, o să ne fie semnalată de către directorul unității de învățământ, și trebuie să o clarificăm înainte de a o lansa în spațiu public. Nu știu dacă e ideal să facem așa ceva. De la părinți știu. Ce anume? Se afirmă că la grădinița Pădureni s-ar fi dat prin masa caldă acordată antepreșcolarilor adipioare picante și sarmale, sau ce a zis. Eu cred că uităm de... Nu, dar uităm ne-am îndepărtat de la proiectul de hotărâre. Păi scopul era să mese unei mese calde, era să aducem copiii la școală. Nu să fie o... Nu, deja s-au făcut prea multe excese de zel cu proiectul ăsta de la bun început. Trebuiau stabilite prioritățile, copiii care chiar au nevoie de mâncare. Acum s-a ajuns în situația asta. Referitor la antepreșcolari. Sunt cine nu are posibilitate. Referitor la antepreșcolari, mănâncă toți. La copiii de la grădiniță, nu cred că există vreunul care nu mănâncă. Știți foarte bine că au rana asigurată în unicatea de învățământ. Și alții lasă mâncarea pe holuri. Asta e problema. Să reglementăm în așa fel încât să nu rămână niciodată mâncare... Nu se reglementează să nu mâncare. Să stabilim copiii care chiar au nevoie de mâncare și subvenționată și ceilalți să meargă cum au mers înainte de 2020. Adică sute și sute și sute de meniuri în fiecare zi. Chiar se face un exces de zel. Și o cheltuială enormă. Și la 15 lei meniu. Deci o cheltuială enormă.
o sarcină financiară enormă lunară. Deci și nu mai aveți control. Asta e toată problema. Eu vă propun să mai putem discuția asta la momentul la care se va discuta și proiectul bugetului orașului. Da, normal. Dacă aveți nevoie de clarificări în sensul documente, informații pe care executivul le poate pune la dispoziție, fără discuție de solicitații le obțineți. Și să avem o discuție documentată în sensul de a nu afirma acum, așa, pe sec, faptul că știu că acolo se întâmplă așa, sau că nu am elementele necesare, nu știu câți mănâncă la liceu, nu știu la tehnologii câți, nu știu la teoretic câți. Haideți să avem o discuție punctual, la momentul la care ne întâlnim. Punctual, au făcut... Vrem punctual, dar să vedem actele. Ce vă spuneam? Sute, le solicitați și le punem la dispoziție de așa manieră... Ce vă le solicitați? Că nu le primim. Am primit contractul pentru contractele semnate cu Ministerul de Investiții. Mi-ați promis la ședința trecută că ne le prezentați. Vi le punem la dispoziție pe toate. Și contractele... S-au referat la raportul de specialitate al lui domnul Popovici, la toate proiectele europene. Nici acum, după 5 zile, nu avem. Dacă aveți nevoie, vi le punem la dispoziție în copie. E copie. Un exemplar am zis să le aduceți la Consiliu. Pentru toți consilieri, nu pentru mine. Să știm, perioada de implementare și tot. Bine, vă mulțumim. Alte întrebări referitoare la punctul... Mai avem? Întrebări? Nu. Supunem la vot. Amendamentul prima dată, să vă rog, și ulterior proiectul de hotărâre. Supunem la vot amendamentul formulat. Cine este pentru? Pentru copii. Împotriva abțineri? Domnul Mladin? Ne abținem. Două abțineri? Domnul Mladin? Da. Ne auziți? Cred că nu mai. Până nu avem date. Mod avion. Vedem la buget. O să vă rog, cred că bateria din telefon. Vă rog să sunați să nu, că să-l avem la vot. Cred că bateria lui e gata. Nu este angajat. Cred că e zonă în care sună. Nu merge. Nu, dar probabil că sună, doamna secretar. Hai să trecem mai departe. Nu, vă rog, că am ajuns la vot și nu vreau să depășim. Să fie toată lumea. Da, mulțumesc. Ceau, Adi. Hai că nu te auzim. S-a terminat bateria la doamna secretară. La cum votezi? La... Pentru amendament? Amendament. Amendamentul domnului primar. Pentru prunci. Pentru masă caldă la... Grădințele cu program prelungit. Pentru. Pentru. La amendament avem două abțineri. Exact. Două abțineri. Și proiectul de hotărâre. Și acum am avut proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Pentru și două abțineri. Am notat. Trebuie mai departe. Întrebări. Punctul suplimentar. Am înțeles. Înștiințare cu privire la bunurile... Suplimentar, că mai avem cel cu compania de apă. Cu compania de apă avem cum suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului provizoriu al societății comerciale Compania de Apă Criș, SRL, societate comercială de interes local. Aici. Da. În temeiul ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă, în procedura de desemnare administratorului provizoriu, am adoptat hotărârea din 31 august 2023 pentru o perioadă de 5 luni, care este perioada admisă pentru administratorul provizoriu. Întrucât procedura de desemnare administratorului definitiv n-a fost finalizată, aceeași reglementare ne permite prelungirea cu maxim 2 luni a perioadei în care administratorul provizoriu își poate exercita mandatul. De aceea vă propunem acest proiect de hotărâre prin care mandatul domnului Țărău Cristian să fie prelungit cu 2 luni până la finalizarea procedurii respective. Mulțumim. Întrebări? Adică ultima dată când putem prelungi. Ultima dată când putem prelungi. Bun. Supun la vot. Cine este pentru? Vot. Pentru unanimitate. Pentru? Împotrivă? Adi? Da. Pentru. Mulțumim.
trecem la diverse. Înștiințare cu privire la drepturile imobile, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care sunt afectate de lucrările de utilitate publică, ce trec în condițiile legii, în proprietatea publică a statului și în administrarea reprezentanților expropriatorilor în termen de 15 zile de la înștiințarea unității administrativ-teritoriale comunicată de către CNAIR SA în calitate de expropriator pentru obiectivul de investiție drum expres Arad-Oradea. Este vorba despre imobilele proprietate publică a unității administrativ-teritoriale care trec prin efectul legii în proprietatea statului român. Expropriatorul CNAIR SA ne-a comunicat această notificare, la fel cum comunică fiecărui proprietar de imobile din coridorul afectat de drumul expres Arad-Oradea. Procedura pentru proprietate publică este mult mai simplă, înștiințare și se trece în proprietatea statului. Pentru cele din proprietatea privată a orașului Chișinău-Criș va fi o notificare pentru fiecare imobil în parte și care acelea vor fi și despăgubite, la fel cum se despăgubesc și cele ale proprietarilor privați. Și procedura este în derulare. Întrebări? Nu. Atât. Trecem mai departe. Întrebări, interpelări și răspunsuri. Da, domnul Adău. Două probleme vreau să ridic. Prima este referitoare la parcul din ce se lucrează acum în centrul orașului. Pământul ăla care a fost dus înainte, s-au mai făcut lucrări pentru amenajare zona centrală și a fost dus pământ fertil. Dacă vă amintiți, mai am fost vreo 7, 8, 10 ani când s-a făcut. Ce se face cu pământul ăsta? Unde se duce? Că ăsta e pământ fertil. Se aruncă? Sau ce se face cu el? Vreau să zic ce o scot ăștia de-o duc cu camioneta aia. Că acolo s-a băgat pământ tocmai în ideea ca să se facă sămânțare, când s-a făcut și instalația aia de udare, care s-a dus și așa mai departe. Acum, din nou, se distruge și se aruncă pământul. Dar nu știu unde, deci de ce. Asta ar fi o problemă. A doua problemă, am văzut că se trimite de la serviciul de taxe și impozite adrese cu datoria pe 2024. Sunt înștiințări la care suntem obligați prin codul fiscal și de procedură fiscală. Deci asta e nou din anul ăsta. Doar informare. O informare, da, am înțeles. Și asta se referă la tot ce are omul sau... Da. Tot ce este pe rolul fiscal respectiv. Da, am rămas așa surprins. Treaba asta n-a fost până acum, de-aia zic. Dar cu pământul ăsta, pe mine mă doare. Îl vezi pământ negru atât de frumos, pământ bun, îl ia și-o duce cu camioneta și mai vezi și câte un pietroi din ăla care l-au răsat acolo de la pista de biciclete, pistă care nu vă mai spun, că în urmă cu vreo 3 ani am băgat iară niște bani, dar am reparat-o și acolo. Hai să zici, nu, că am trecut din anul ăsta. Așa și acum o distrugem cu totul. Dar vreau și trebuie. Eu nu știu proiectul ăsta când a fost conceput. Cum Dumnezeu demolăm pista și o refacem din nou? Sau ce să vrea cu pista asta de biciclete? Că a fost în condiții foarte bune. Sau proiectul ăla de la Enel, cu subtraversări. După ce se face pista și parcul să face din nou. Unde am alocat 300 de mii. Dar ce mai trebuie subtraversat acolo? Că uita la stâlpii de curând nu erau fire. Ce trebuie subtraversat? În centru, din domnul Vice. Ce subtraversări mai trebuie făcute? S-au alocat 300 de mii pentru ele. Da, m-am uitat la step și acolo nu trec fire pe partea unde se lucrează. Noi de la primăverii. De la primăverii încolo. Dane, așa ai gândit tu în mintea ta să distrugi din nou pista și să o refaci? Sau ce faci cu eu când am avut când ai propus inițiativa, că e cu tot suflet. Acolo așa, frate, da? Că se ocupă acum, eu n-am înțeles de ce am distrus pista asta de biciclete pe centru. N-am înțeles. Deci, mintea mea nu poate să conceapă. Acest proiectant care a proiectat lucrarea, păi n-au văzut că pista e într-o stare foarte bună. De ce să mărim valoarea proiectului prin distrugerea acestei? Domnul Adău,
așa cum nu înțelegem, n-am înțeles noi atunci de ce s-a adus pământ de Mișca în parc, când s-a făcut parcul. Țineți minte, s-a adus pământ de Mișca. Bun. Parcă noi și dacă s-a dus, acum ce se face? Să ia pământul și să aruncă? Vreau să zic că parcă noi n-am fi avut pământ fertil. Și acum duce înapoi la Mișca? S-a fost împrumut. Și explicați mie deci logica acestui proiectat. Eu mă întreb, oare a fost verificat proiectul ăsta? Există stabilă de verificator de proiect? Ca și logica cu măslinii în clima noastră. Diferența de nivel este în momentul de față pista de biciclete mai jos, pământul era mai sus, trotuarul era iar jos. Așa este. Și da, apa... S-a făcut prea bine atunci. S-a reparat pista 100 de ani, dacă ne aducem bine aminte, pentru că erau niște gropi și vai și amargă nu mai putea să circule. Și acum trebuia demolată? S-a reparat pe, ca și mai fost făcută pista nouă, pe prețul ăla. Uitați-vă să vedeți cum sunt bădurile. Acum a făcut bădurile noi. Ne întreabă lumea, se bafrează, se asfaltează, nu știi nimic. Se asfaltează. Se asfaltează acum? Păi nu acolo... Da, pista nu va fi din păpaj. Păi nu așa deci era proiectul. Ai proiectul? Ai văzut tu proiectul? Nu, așa... Poate, de unde știi? Păi așa era proiectul expus, nu? Transmis, da. Transmis așa a fost, de 2 metri și... Cine a fost? Proiectele europene. Spuneți. Numai un pic. La următoarea ședință. Unde? Proiectele europene să ne fie prezentate. Și ar fi bine să vină și City Manager, să ne întrebăm. Proiect european este doar cel finalizat pe port? Nu, care sunt semnate. Dar ce anume vreți să vedeți la ele? Proiect tehnic, contractele de finanțare? Contractele de finanțare. Bine. Câte sunt și să vedem fiecare. Lista cu proiectele o să vă punem la dispoziție în clipa asta, că o avem detaliată. Și documentele proiectelor? Nu. Și domnul Popovici, cum face referatul reală pentru proiecte? Într-o zi cu soare. Vi le trimitem în format electronic, dacă aveți nevoie. Mă rog. Și domnul Popovici, probabil, el votează banii la sport. Blamează consiliul local, că consilierii nu vor să dea cazare, consilierii nu vor să dea mâncare. Acum am înțeles că s-o legat. De ce antrenorii de la tenis trebuie plătiți în perioada de iarnă? Păi dacă nu sunt condiții la sala de sport, căldură, să joace copiii, sau aia de la fotbal, fac acum? Dar fac pauză scurtă, cei de la tenis. Da, a fost discuția cu șeful de administrație, că de ce la tenis să dau bani? Pentru că vin și fac antrenament. Nu, dar asta zic. Ce condiții există la sala de sport căldură? Nimic. Nu luăm bani de la care joacă fotbal, care nu se dă în griji, îi lăsăm pe gratis. Și la stadion tot e închis. Avem firmă care face curat servicii, tot e închis acolo, cu 2 luni de zile. Contabla, o plătim cu 2500 de lei, ce face contabla? Ce volum de marfa, volum de mâncare acum? Și tot noi suntem... La club? Da, la club. Dar nu mai există, că s-o desfiți acolo. Nu puteam în toamnă să promovăm echipa de fotbal să fie, să joace în D. Să intre în anul ăsta în tenis. Nu s-a vrut. Ne dau cu poate pe locul 10. Sau... Nu se vrea să intre. Nu avem echipă și băgăm la bani o grămadă. Da. Sala de sport nu are căldură. Sala de călătorii? Da. Nici după 3 ani nu s-a găsit o soluție să se călătorească sala. Nu are termodică, nu are. De ce vin antrenorii de tenis o săptămână unul și o săptămână ăla? Întreabă Consiliul de Administrație de la club. Că unii interesează numai într-o parte să intre bani. Înseamnă că nu lucră numai jumate de lună? Dacă o săptămână vine unul, săptămână altă. Nu, dar pentru copii trebuie să fie. Doar că a fost ceva excepție, că a avut eventual Roman Bogdan concurs sau ceva. Nu, dar se pune problema în Consiliul de Administrație de la club. De ce tenisul trebuie să ia bani și restul nu? Unii. Dar până acum nu a fost problemă că a fost fotbal și miliarde și miliarde, nu a fost probleme. Acum, cu doi antrenori. E problemă cu doi antrenori și... Dar și copiii la fotbal. Da, știu care e. Mers să
Până acum n-am făcut. Așa de la atleții mă să alerge, ăla s-a tot închis. De ce nu există, nu există nimic? Mai adună ei sticlele după acolo, după teren. Și noi avem echipă de fotbal. Nu se vrea să intre în D. Probabil și la proiect. Cine știe cât o fi pentru clubul sportiv? Bani. O să vedem. Da, dar vorbește Popovic că Consiliul Local, Consiliul Local nu dă bani. Dar ce treabă are el? Da. Foști la urmă omului cine dă bani și cum dă bani. Ei își depune feratele și noi suntem de acord sau nu. Pasta, pasta. Întrebări mai aveți? Vă mulțumesc. Eu mai am o întrebare. În legătură cu alea 9 milioane de lei de la club, în ce stadiu suntem? Am recuperat ceva? Vom recupera? Care e situația? Până în momentul de față n-am recuperat sume. S-a mai făcut demersul pentru... Se face pe contencios. Pe contencios. Ca altă soluție nouă. Cel puțin în momentul de față. Vă mulțumim. Alte întrebări? Declară ședința închisă. Vă mulțumim.